Telemedicina a fost de un real ajutor pentru pacienții cardiaci în perioada pandemiei de COVID-19, când accesul la servicii medicale, la spitale și la cardiologi a fost mult îngreunat în România. Dacă românii cu probleme cardiovasculare cronice s-au dezobișnuit să vină la medic regulat sau, dimpotrivă, vin mai des, dacă au întrerupt tratamentele, aflăm dintr-o discuție în exclusivitate cu profesor dr. Elisabeta Bădilă, secretarul Societății Române de Cardiologie și medic primar cardiolog la Spitalul Clinic Colentina din București. Medicul ne dezvăluie și problemele cu care se confruntă cardiologii din România post-pandemie. Cred că cea mai mare problemă la momentul actual o reprezintă afluxul de pacienți care doresc să vină la controlele medicale, la controlul față în față. Pacienților le-a lipsit foarte mult acest contact cu medicul, pentru că trebuie să recunoaștem cu toții că una e să stai de vorbă la telefon sau chiar printr-o modalitate cum suntem noi acum prin Zoom, prin această telemedicină, și alta e să examinezi pacientul, să fie în fața ta, să ai acea interacțiune vizuală și să creezi relația medic-pacient, care de fapt este relația de încredere care stă la baza obținerii unui rezultat favorabil. De multe ori mă gândesc că atunci când văd un pacient cu hipertensiune arterială, care e o boală care îl va însoți tot restul vieții, chiar dacă îi acordăm 30 de minute într-un consult în care încercăm să-i explicăm cât mai multe lucruri, dar de fapt nu putem acoperi tot ceea ce am dorit să explicăm, de fapt pacientul primește din partea noastră un procent foarte mic din timpul lui, din viața lui în care îi explicăm câte ceva. Restul momentelor le petrece acasă, punându-și tot felul de întrebări. De aceea această relație de încredere, acest contact vizual este extrem de important, chiar și după această perioadă, chiar dacă a fost creat și înainte, este necesară reluarea lui în acest moment, pentru că pacientul simte nevoia să-i redăm încrederea în ceea ce se întâmplă, că tratamentul, de multe ori primesc întrebarea dacă iau un tratament, de exemplu, de mai mulți ani, tratamentul nu s-a demodat sau poate nu-și mai face acțiunea, n-ar trebui să schimbăm ceva? De cele mai multe ori răspunsul este nu, majoritatea tratamentelor și-au dovedit eficiența, dar pacienții simt nevoia să reîntărește această relație, acest contact vizual. Deci asta mi se pare principala problemă în acest moment, numărul mare de pacienți care doresc să vină acum, după ce simțim acest gust al libertății, să sperăm că îl vom simți cât mai mult timp de acum încolo, numărul mare de telefoane pe care le primim, rugămințile de a-i primi cât mai repede la consulturi, și marea majoritate a pacienților simt nevoia nu numai să ne vadă, ci simt nevoia unui control mai amănunțit, pentru că în spate există teama că în acești 2 ani s-au întâmplat mai multe lucruri nefavorabile, chiar dacă ei nu au avut simptome deosebite. Noi nu știm dacă nu au apărut modificări electrocardiografice, nu știm dacă pacientul respectiv nu și-a modificat funcția rinichiului, dacă nu au apărut alte lucruri care să ne dea bătaie de cap. Și atunci când vorbim despre hipertensiune, poate că hipertensiunea are valori controlate dacă am luat media pe 24 de ore, dar de exemplu un parametru destul de important este variabilitatea, oscilațiile tensiunii arteriale. Nici aceste oscilații nu sunt bune, iar oscilațiile pot fi induse de stres, pot fi induse de impactul tuturor veștilor pe care le auzim în mass media, tuturor lucrurilor care se întâmplă în jurul țării. Deci afluxul de pacienți în serviciile medicale probabil că este lucrul care este la momentul actual de remarcat. Dacă ar fi să învățăm o lecție din pandemie și din ce se întâmplă acum, care ar fi, să spunem, cel mai important sfat de luat în stilul de viață în această perioadă? Fiindcă este foarte greu de controlat stresul și anxietatea în condițiile date, trebuie să ai o stabilitate psihică deosebită ca să nu fii afectat de ceea ce se întâmplă. La momentul actual putem influența stilul de viață prin celelalte măsuri. Și poate că una dintre cele mai importante măsuri ar fi să reducem cantitatea de sare din alimentație, inclusiv cei care nu avem hipertensiune arterială.
Sunt țări care practică această politică în asociere cu industria alimentară, în care s-a redus cantitatea de sare din alimentație, inclusiv la nivel de fast food, la nivel de brutării. Deci s-a scăzut cantitatea de sare din toate alimentele procesate și la care se înregistrează o scădere semnificativă a prevalenței hipertensiunii arteriale. Deci noi putem lua ca primă măsură reducerea cantității de sare din alimentație și este bine să readucem aminte că sarea nu vine neapărat din adaosul de sare din ceea ce cumpărăm de la supermarket sub titlul de sare. Sarea vine foarte mult din alimentele procesate, vine din adaosul de vegeta sau alte concentrate care se pun de obicei în mâncăruri, vine din murăturile care caracterizează nația, poporul român, nu există masă fără murături iarna. Deci reducerea cantității de sare din alimentație este prima mișcare pe care am putea să o facem în acest sens. Iarăși, obiceiurile românilor, obiceiurile alimentare sunt destul de nesănătoase. Și vorbim aici de marea masă a populației care este tânără și care este activă, care obișnuiește să se trezească, să bea o cafea rapid și să mănânce în general la prânz și seara. Ori se știe că cea mai importantă masă a zilei este micul dejun, care ar trebui luată în liniște și care ar trebui să aibă o compoziție complexă. Poate că nu toți avem la îndemână timpul ca să avem un mic dejun complex, dar măcar o masă de prânz mai consistentă și o masă, o cină mai frugală ar fi de recomandat. Ori la noi se întâmplă de obicei invers. Majoritatea românilor au o cină extrem de consistentă. Încetul cu încetul, fiindcă ne schimbăm din punct de vedere climatic și ne îndreptăm spre ceea ce se numește clima mediteraneană, am văzut cu toții condițiile climatice din această iarnă, ar fi bine ca și din punct de vedere al dietei să ne deplasăm cumva în acest sens și să încercăm să aducem cât mai multe fructe și legume în alimentația noastră. Avem mesaje care sunt transmise în mass media ca cel puțin 5 porții de fructe și legume să fie prezente în alimentația noastră. E bine să avem în alimentație nuci sau alte categorii de fructe uscate de genul acesta, care au uleiuri esențiale pentru sănătatea organismului. E bine să încercăm să mâncăm pește în defavoarea cărnii roșii, evident în măsura posibilităților, dar e bine să încercăm să variem meniul. Meniul populației din România este destul de puțin variat. Majoritatea legumelor se axează pe, sau leguma de bază este cartoful, mai puțin variat decât alte legume. Carnea roșie, fructele sunt consumate foarte puțin în majoritatea familiilor. Deci putem schimba alimentația. Putem să facem mai mult efort pentru sănătatea noastră. Și ați văzut că atunci când călătorim în afara țării, sunt foarte mulți indivizi care aleargă dimineața, aleargă seara, care fac o activitate fizică regulată în parcuri. Au început și la noi să fie din ce în ce mai mulți, din ce în ce mai multe persoane care practică sport, s-au redeschis sălile de sport. Poate nu neapărat mersul într-o sală închisă, dar urmează o perioadă cu temperaturi plăcute, mersul într-un parc, ciclismul, alergatul ușor în notul, s-au deschis bazinele de not, or să fie bazinele în aer liber. Avem la îndemână Marea Neagră, care oferă posibilități de notat, deci activități, sau dacă nu aceste activități sportive, mersul într-un pas mai alert, deci nu mersul la pas lin de admirat peisajul, ci mersul într-un pas ceva mai alert, măcar 30 de minute pe zi, ne poate ajuta să controlăm aceste lucruri. Deci sunt schimbări mici care ne ajută să ne controlăm greutatea, care ne ajută să controlăm valorile tensionale. Nu în ultimul rând, aș sublinia ideea fumatului. Din ce în ce mai puțin pacienți hipertensivi fumează. Dar vorbim de fumat activ. Majoritatea persoanelor nu percep că și fumatul pasiv este la fel de nociv ca și fumatul activ și că expunerea într-un mediu în care se fumează are efecte nefavorabile asupra organismului și există inclusiv noțiunea de fumat la mâna a treia. Dacă eu intru într-o cameră în care anterior s-a fumat, chiar dacă la momentul respectiv nu fumează nimeni, acest fumat la mâna a treia este nociv pentru sănătatea mea pentru că s-au depus particule
în camera respectivă, care mă afectează și pe mine dacă stau acolo mai mult timp. Deci trebuie să insistăm și asupra acestui fumat pasiv și să promovăm din ce în ce mai mult ideea de a nu se mai fuma în locurile publice. De fapt, ar trebui ca cu toții să fim conștienți de faptul că fumatul are efecte nefavorabile asupra tuturor și să încercăm să promovăm la un moment dat, și eu sper să se mențină dezideratul, inclusiv al Societății Române de Cardiologie. Am promovat ca 2035 să fie prima generație fără fumat și sperăm să ajungem să vedem prima generație fără fumat. Deci sunt lucruri mici legate de schimbări din stilul de viață, dar care pot avea lucruri aparent minore, dar care pot avea efecte majore pe termen lung, pentru că, așa cum spuneam, cel mai greu de controlat este stresul și partea de anxietate induse de ceea ce se întâmplă în contextul internațional.